Încă o zi cu teste puține pentru coronavirus în Moldova. În ultimele 24 de ore, la laboratorul ANSP au fost prelucrate doar 128 de probe, dintre care 45 vor fi efectuate repetat. În aproape 3 săptămâni de când virusul a ajuns în țara noastră, au fost testate 1426 de persoane. Fostul director al Spitalului Republican, Anatol Ciubotar, a declarat în cadrul unei emisiuni că, în realitate, numărul celor infectați este mult mai mare, însă se fac prea puține teste. Persoanele din grupurile de risc ar trebui testate periodic, a spus Ciubotaru. Din această categorie fac parte medicii, șoferii de troleibuz și de autobuz, taxatorii și, nu în ultimul rând, jurnaliștii. 100 și ceva de cazuri confirmate în Moldova. E glumă. Sunt mult mai mulți. Doar noi nu știm. La noi se testează doar cei care întrunesc, deci, caracteristicile de caz. Trebuie să ai temperatură, trebuie să ai rinoree, trebuie să ai dureri de cap, trebuie să ai dureri în piept. Dacă nu întrunești chestia, trebuie să nu-ți faci test. Păi 30-35% din oamenii care sunt molipsiți n-au absolut niciun simptom, sărătoși tun. Deci, ăștia sunt mulți, noi nu știm pur și simplu. Responsabilii de la Ministerul Sănătății nu au fost de găsit pentru a comenta aceste declarații. În țările dezvoltate, situația este însă alta. Cele mai multe probe se fac în Germania, câte 160.000 săptămânal. Oamenii de știință de la Berlin consideră că depistarea timpurie în urma testărilor în masă este cauza mortalității scăzute în această țară. Și alte state își testează activ cetățenii. Spania, a doua cea mai afectată țară din Europa, a efectuat deja peste 350.000 de teste. În ultimele săptămâni, numărul persoanelor verificate zilnic a ajuns la 15.000. Același nivel e și în Coreea de Sud. China, țara de unde s-a răspândit coronavirusul acum o lună, avea deja peste 320.000 de teste. Rusia a efectuat aproape 200.000 de probe. Italia, țara cu cea mai înaltă mortalitate, are 180.000. Iar în Statele Unite, unde numărul cazurilor de îmbolnăvire crește vertiginos, au fost testați aproximativ 103.000 de oameni. Marea Britanie face câte 4.000 de teste zilnic, însă Boris Johnson a anunțat că va ridica numărul până la 25.000 și Franța testează cam câte 3.000 de persoane zilnic. Nici țările vecine nu rămân în urmă. România a efectuat deja aproximativ 16.000 de teste, dintre care 4.000 într-o singură zi în 20 martie. Autoritățile de la București așteaptă un lot de 2 milioane de teste din Coreea de Sud, iar în Ucraina află dacă au sau nu COVID-19 până la 900 de cetățeni în fiecare zi. OMS îndeamnă țările din întreaga lume să mărească numărul testărilor pentru a opri răspândirea pandemiei.